Dragile de clasa 10-a, facem astăzi o nouă intervenție în cunoașterea istoriei antice, referindu-ne la cultura și religia getodacilor. Evidențiem că este un subiect de maximă importanță, întrucât această cultură formează temelia vieții spirituale a românilor de azi. De asemenea, contribuția acestei culturi în formarea patrimoniului universal este destul de evidentă. Vom dezvolta 4 unități de competență, vom formula enunțuri cu caracter istoric, utilizând noțiunile specifice acestei perioade, vom analiza schimbările teritoriale care s-au produs în epoca studiată, pentru că vorbim despre spațiul tracilor septentrionali în special, mai ales după unificarea tracogetodacilor sub egida lui Burebista, întrucât a fost posibilă valorificarea vieții spirituale și datorită politicii lui Burebista. Vom formula opinii proprii referindu-ne la faptele și evenimentele istorice și vom explora oportunitățile sociale și economice în activitățile de valorificare a trecutului istoric și a patrimoniului cultural. Trebuie să recunoaștem că termenul de cultură reprezintă realizările oamenilor în viața lor materială și spirituală. Totodată, mai menționăm că tracii sunt făuritorii unei importante culturi materiale și spirituale. În istoria Europei, ei își aduc aportul și rămân totodată enigmatici prin credința lor, prin cunoștințele și acele relatări pe care ni le-au lăsat, în special grecii, uimiți de această civilizație ce nu credea în moarte. Unul dintre aspectele la care trebuie să ne referim astăzi este dezvoltarea ceramicii, întrucât încă prin cultura Cucuteni-Tripolie, care s-a format în acest spațiu sau în mare parte în acest spațiu, între localitatea Tripolie de lângă Kiev și comuna Cucuteni de lângă Iași, au fost întâlnite numeroase vestigii arheologice ce demonstrează gradul avansat al civilizației care locuia în secolul 4-3 în aceste teritorii. Cultura getodacică reprezintă o sinteză originală ce și are rădăcinile bine și adânc înfipte în mediul acesta geografic, dar și în credința autohtonă și poate fi urmărită timp de aproape câteva milenii. Și menționăm că olarii getodaci au preluat de la meșterii străini unele procedee tehnice cu motive ornamentale, imitând cupe, forme ale vaselor, în mare lor parte fiind totuși originale, moștenite de la civilizația Cucuteni-Tripolie. Aici aveți simbolul în special al spiralei, zigzagului, care sunt întâlnite în foarte multe vestigii materiale descoperite în spațiul Carpato-Dunăreano-Pontic. Centrul spiritual al civilizației tracogetodacice reprezintă zona Bucegilor, acolo unde se afla Sfinxul și unde probabil că se făcea trimiterea solilor către Zamolxe. Această viață spirituală domina, de fapt, la getodaci viața materială și, în general, este prezentată drept o civilizație profund spiritualizată. Numeroase locuri din spațiul acesta păstrează urme ale tracogetodacilor. Desigur că evidențiem că istoricii încă urmează să cerceteze și să rămână impresionați de aceste vestigii care se află atât între Nistru și Prut, cât și în extindere până lângă Tisa. Centrul vieții spirituale, fără îndoială că îl reprezintă Zamolxe. Chiar și Herodot evidențiază despre getodaci că aceștia au o credință dreaptă și că cel ce moare nu moare de fapt, ci pleacă în împărăția lui Zamolxe. Zamolxe este considerat de unii istorici ca fiind zeul suprem al panteonului getodacic, de unde și concluzia unora cu privire la monoteismul getodacilor. Totodată evidențiem că prin mărturiile lui Herodot se dau nume și de alte zeități, precum ar fi Gebelezis. Iată de ce să cunoașteți că în istoriografie predomină două versiuni,
atât credința doar în Zamolxia Getodacilor și ideea de religie monoteistă care veni din spațiul carpato-dunăreanu-nistrean, iar alți istorici, în cea mai mare parte a lor, inclusiv manualul dumneavoastră, susține o religie politeistă cu profunde influențe grecești reciproce, pentru că și grecii au preluat de la tracogetodaci numeroase zeități, inclusiv Dionisos, Orfeus, ar putea Ares sau Demetra. Totuși, zeitatea centrală o reprezintă Zamolxis. Amintim că acesta se crede că a fost un pământean, rob la Pitagora, care și-a răscumpărat libertatea datorită înțelepciunii. Un mesaj extraordinar al istoriei, prin care înțelepciunea îți poate oferi libertatea. Zamolxis urmărește întreaga activitate a omului din acest spațiu și poate să decidă dacă el merită să ajungă în împărăția sa sau nu. Asta o deslușim din mesajul lăsat de Helanicos din Lesbos, care ne descrie un ritual prin care tracogetodacii trimit solii. Odată la câțiva ani sau după necesități, ei își aleg unul dintre cei mai buni ostași, îi spun doleanțele, cum ar fi pământul să aducă roade, să învingă într-un război sau să șapere țara de anumite năpaste, așa cum menționează unii cărturari. Și astfel, acesta fiind trimis la Zamolx, era aruncat pe vârful de sulițe și dacă solul murea imediat, asta înseamnă că zeul l-a primit și imediat le va îndeplini toate doleanțele. Adică, zeitatea decide dacă solul își are merite sau nu. Acest fapt ne sugerează o situație cum că getodacii aveau anumite reguli care erau urmărite de către zeul suprem Zamolxis. Așa cum am evidențiat, getodacii erau foarte spiritualizați și întrucât standardul dacilor reprezenta un cap de lup cu coadă de balaur și se prea poate că termenul de daci provine din termenul daoi, ceea ce în limbajul înrudit al frigienilor ar însemna lup, probabil că aceștia își aveau drept totem lupul. Dacă facem o trimitere la studierea comportamentelor acestui animal, vom vedea mai multe virtuți. În primul rând, getodacii credeau în lupul alb și noi evidențiem că acest animal care a rămas simbolul tracogetodacilor are în comportamentele sale, repet încă o dată, anumite aspecte care impresionează, legate de apărarea turmei, de atitudinea sa față de cei bolnavi, lupii bătrâni sau bolnavi, dar și singurătatea și veghea pe care o are acest animal. La Sarmizegetusa s-au păstrat foarte multe temple ale tracogetodacilor, atât de formă circulară cât și patrulateră, din care putem deduce cunoștințele acestora în astronomie. Este foarte cunoscut sanctuarul circular, care ne sugerează cunoștințe despre anul în calendar, un an de 365 de zile, împărțite în anotimpuri. Se crede că acest sanctuar a fost construit în timpul regelui Deceneu, urmașul lui Burebista. Alte aspecte sunt legate de elementele de broderie. De azi amintim că meșteșugul decorării țesuturilor cu ajutorul unui ac este numit broderie. Originea acestei activități se crede că ar fi în China și în Orientul Mijlociu, dar descoperirile arheologice au dezvăluit rămășițe fosilizate de îmbrăcăminte cu sute manual și decorate încă din epoca veche. Mai mulți istorici evidențiază că aceste ornamente pe care le aveți pe ecran ar fi de origine tracogetodacică și aceste componente stilizate care sunt întâlnite astăzi pe ia noastră națională ar purta un anumit mesaj mistic. Vă îndemn ca să studiați aprofundat această componentă.
Printre zeități evidențiem zeița Bendida, care era protectoarea familiei și era considerată zeița fertilității. O găsim similară cu Demetra din panteonul grecesc, de aceea, așa cum am evidențiat, se consideră o interdependență dintre aceste două culturi antice, bogata civilizație și cultură greacă, împletită cu cea traco-cetodacică. Foarte multe instrumente muzicale se consideră că au origine tracică. Muzica este considerată una dintre cele mai importante componente ale tracogetodacilor. De fapt, Strabo sublinia că muzica în întregimea ei poate fi socotită tracică și că cei care s-au ocupat de muzică au fost de asemenea traci, adică Orfeu, Musaisos sau Taniris, care sunt pomeniți în lucrările antice ca fiind adepți ai promovării bucuriei, așa cum se crede că înseamnă muzica. Aristotel îi considera pe agatârși, adică dacii care locuiau în preajma Mureșului, că își versificau chiar și legile și le cântau ca să nu le uite. Prin urmare, tracogetodacii apar în istorie ca o civilizație foarte muzicală. Naiul, cavalul, buciumul, fluierul și alte instrumente sunt considerate de origine tracică. Iar Iordanes ne informează că tracii aveau și chitări, probabil că asemănătoare instrumentelor cunoscute în spațiul grecilor. O altă tradiție moștenită de la tracogetodaci este paparuda, denumirea cea mai răspândită a ritualului magic de provocare a ploii. El este practicat de obicei în timp de secetă și totodată, în tradiție, este întâlnit și a treia zi de joi după Rusalii, jucat de obicei de fete tinere, mai rar, dar și de băieți care au sub 14 ani. În tradiția noastră, paparudă, rudă, vină și mă udă, este un ritual de invocare a ploii. Un alt ritual este plugușorul sau urarea cu plugul, așa cum se mai spune în popor, este un străvechi obicei, se crede că are origine tracică și este practicat astăzi în ajunul anului nou sau chiar în ziua de an nou, când cete de urători formați din 4 și până la 20 de flăcăi, bărbați însurați sau copii, trec din casă în casă să le ureze cu plugușorul. Acest mesaj este absolut fantastic, plin de bunătate, când copiii vin la geam și cu sunet de clopot urează celor din casă să aibă viață lungă și să trăiască la mulți ani. Practicile ceremoniale se împleteau la tracogetodaci cu muzică și dansuri, ducând la un sincretism al formelor de expresie care a rămas specific folclorului și obiceiurilor populare până azi. Xenofon în Anabis scrie despre dansurile războinice ale tracilor, între care unul cu caracter colectiv, dintre care mai mulți bărbați dansatori înarmați simulau înfrângerea unor dușmani. Posibil că aceste dansuri ar fi existat și la tracii nord-dunăreni și de aici stă la bază călușul românesc sau vestitul călușarii, care reprezintă una dintre elementele importante ale vieții spirituale ale noastre de astăzi. Platon, în dialogul său Harmides, îi atribuie lui Socrate unele afirmații despre medicii traci lui Zamolxis, care credeau că tot așa cum nu se cuvine să încercăm a vindeca ochii fără a fi vindecat capul, tot așa nu trebuie să tămăduim capul fără a ține seama de trup. Cu atât mai mult nu trebuie să încercăm a vindeca trupul fără a încerca să tămăduim sufletul. Un alt autor, Arian, scrie despre descântecele și vrăjele menite să îndepărteze influențele malefice sau, dimpotrivă, să atragă contra unor oameni. Acestea erau stăpânite mai ales de către femei. Getodacii aveau și cunoștințe farmaceutice. Astăzi, în jur de 70 de plante medicinale au denumiri tracice, adică getodacii erau foarte buni în cunoștințele medicale. În concluzie, evidențiem componentele importante ale vieții spirituale a tracogetodacilor. În primul rând, religia, care i-a impresionat și pe greci. De asemenea, cunoștințe importante în medicină, astronomie, botanică,
etică și morală. Se cunoaște că dracogetodacii aveau o moralitate impresionantă, iar în legile Beligenes se îndemna la abstinență și sobrietate. În al treilea rând, evidențiem rolul pe care l-au avut dracogetodacii în moștenirea culturii românești. Pe lângă faptul că folclorul românesc, arta plastică, muzica, dansurile, ritmurile, obiceiurile, ceramica conțin urme ale civilizației acestui popor, de asemenea, lexicul limbii române conține în jur de 200, de la 150-200 de cuvinte de origine tracică, care denumesc părți ale corpului omenesc, funcții fiziologice, boli, stări afective, relații familiale, încălțăminte, îmbrăcăminte, locuință, gospodărie, floră și faună. Evidențiem că de la traci, poporul român a moștenit componente ale portului lor național, căciula, brâul, opinca și, desigur, că cămașa. Evidențiem că simbolul călărețului trac, care este prototipul icoanelor bizantine ale Sfântului Gheorghe, rămâne o altă componentă care încă urmează să fie cercetată. Astfel, cultura tracogetodacilor impresionează prin moștenire, dar și prin acel aspect de enigmă care încă se cere și așteaptă să fie cercetat. Atât pentru astăzi, data viitoare vorbim despre un alt subiect la fel de interesant.